Deci, dragi prieteni, o nouă zi, o nouă săptămână. Vă cer scuze la început dacă este tonul meu așa mai înfundat. Sunt cu alergia între primăvară, vară și vară-toamnă. Astăzi, după cum o vedeți, vom vorbi despre un sport care ne face mândri pe noi românii. Nu este sport din cadrul clubului Steaua, dar de asta și costumat în România. Uitați, mi-am pus și șapca, dar nu o să o țin pe cap pentru că știți cum este, din respect față de cel cu care vorbim și invitatul meu de astăzi, o să o pun aici într-un colț, dar o să rămână echipamentul pe mine cu România, pentru că el deja, chiar dacă este tânăr, are foarte multă experiență și deja are foarte multe medalii. În 2019 deja avea peste 100 de medalii, probabil acum a și dublat acel număr sau poate la și mai mult de atât. Este originar din Brașov. După cum veți vedea, deja am făcut 3 podcasturi cu persoane din cadrul acestui sport. Una colega lui, celălalt antrenorul lui, iar o altă persoană de genul feminin tot în Brașov, dar din cadrul altului club. Astăzi vom vorbi despre patinaj viteză și despre role, pentru că ei, atunci când, ca și în cadrul bobului, nu se antrenează doar în sezonul de iarnă, și în sezonul de vară ei se antrenează pe role. Este, așa cum vă aduc întotdeauna invitații în față, nu trebuie să mai spunem câte trofee naționale are, spunem multiplu, pentru că deja orice sportiv după al doilea trofeu nu mai știe numărul. Are 5 recorde naționale, 3 pe role și 2 pe gheață. Vrea să bată recordurile și la celelalte distanțe, pentru că el a concurat la toate și a câștigat la toate titlurile, dar nu are încă la toate recordurile și ăsta este, să zicem, țelul lui. Deja a depășit foarte multe lucruri, a participat cu lotul României la Jocurile Olimpice în 2022. De fapt, a făcut parte în acel lot, nu a participat, dar a făcut parte din lotul României. Speră să, ca la următoarele Jocuri Olimpice, să spună, să aducă și el aportul la toate medaliile și toate succesele care sperăm că vor fi cât mai multe la următoarea olimpiadă. Dar deja, uitați, m-am lungit cu prezentarea și nu v-am spus foarte multe. V-am zis așa în general despre lucrurile lui. E bine să vă aduc invitatul în față, așa cum vă obișnuiesc mereu. Deci, dragi prieteni, fără prea multe alte prezentări, vă aduc astăzi în față pe nimeni altul decât Cosmin Max Nedelea. Salut! Te salut! Mulțumesc mult de invitație! Nicio problemă, plăcerea de partea mea și eu, mersi pentru timpul acordat, mai ales că este în weekend. Știu că deja ai dat foarte multe interviuri, probabil unele dintre întrebări se vor repeta sau poate vor fi puse în alt mod. Așa cum spun eu de la început, să pornim de la rădăcini și prima întrebare e 3 într-unul, nu ca cafeaua Nespresso, ci ca întrebarea de început. Prima ar fi, cum a început povestea asta ta frumoasă, de când atracția pentru sportul în slujba căruia ești și cine te-a descoperit? Totul a început în 2008, era final de august. Eram mic, aveam foarte multă energie și îmi plăcea să fac sport. Jucam fotbal pe atunci, am văzut niște copii patinând, mergând pe role. Mi-a plăcut tare mult ideea, am vrut să încerc. M-am dus la patinaj, am încercat, mi-am dat o șansă și mi-a plăcut foarte mult și de atunci am rămas cu patinajul. Am făcut și alte sporturi când eram mic, fotbal, scrimă. Chiar mi-a plăcut foarte mult sportul dintotdeauna și am pus accent pe sport, să zic așa. Dar patinajul cred că a avut ceva ce m-a atras dintotdeauna și mi-a plăcut foarte mult. Da, și dacă la sport, știu eu, dacă era să urmezi fotbalul, dacă nu erai un Pele, e bine că te-ai dus pe partea cu patinajul ca să devii Pele al României pe partea aceasta. Da, patinajul este un sport puțin mai diferit, să zic așa. Nu este
nici foarte cunoscut ca și fotbalul și nici la fel de normal. Nu știu, orice Da. copil poate juca fotbal și ca hobby, de exemplu. Da. Dar patinajul de performanță este cu totul altceva și m-a atras și acest fapt, pentru că nu este foarte cunoscut și nu este nici foarte practicat. Da. Deși ai practicat atâtea sporturi și probabil unul dintre ele le mai faci așa de plăcere, bănuiesc că totuși acum ai cam urărit să le joci, pentru că așa cum sunt sportivii de mare performanță, poate să genereze anumite accidentări și probabil ai rămas doar cu sportul care îl practici, nu? Ca să nu pățești, Doamne ferește, ceva. Da, așa este. Mai joc fotbal, dar destul de rar cu prietenii. Mereu mă cheamă, uneori trebuie să refuz, nu am de ales. Dar deja de la un nivel trebuie să știi ce e mai bine pentru tine și să-ți alegi lucrurile cu cap și atunci prefer să stau oarecum departe de alte sporturi, pentru că nu se aseamănă cu ceea ce fac eu și riscul de accidentare este destul de mare. De exemplu, nu schiez deloc, nu mă duc la schi, mi-este foarte frică să merg la schi și prefer să nu urc pe schiuri deloc. Da, corect. Una dintre, să zicem, dezavantajele tale, ai spus că este emoția, dar o compensez cu ambiția și bănuiesc că dacă încă consider că emoția este un dezavantaj al tău, mai de mult ai fost și mai emotiv ca acum. Și probabil cu timpul și cu experiența vei putea să stăpânești mai bine aceste stări și mai ales probabil antrenorul care pentru tine și pentru colega ta Mihaela reprezintă totul, câteodată și părinte și doctor și masoară, probabil el te ajută foarte mult să treci de aceste dezavantaje, cum să zicem, în ghilimele. Este adevărat, Bogdan, antrenorul meu, este, pot spune că este mai mult decât un simplu antrenor. M-a crescut de mic, aveam 8 ani, a plecat cu mine în cantonamente de când eram mic. Pot spune că mi-este ca un tată, a fost mereu acolo când am avut nevoie și a avut grijă mereu de mine. Dar cu emoțiile am început să mă obișnuiesc și să învăț să le stăpânesc. Într-adevăr, mai de mult aveam ceva emoții la concursuri, pentru că poate nu eram la fel de sigur pe mine ca și acum, sau poate din frica de competiție. Da. Și acum există emoții la competiție. Sunt 100% sigur că orice sportiv mare, de orice talie, există emoții. Este imposibil. Suntem oameni și face parte din noi. Dar am învățat să le controlez și acum chiar mă ajută. Chiar simt că mă ajută aceste emoții. Da, da, corect, bineînțeles, așa este. Și vreau să te întreb acum, pentru că ai început la o vârstă destul de fragedă, dacă ai putut să te bucuri de copilărie sau pur și simplu la tine copilăria s-a contopit cu sportul pornind așa de devreme? Exact cum ai spus și tu, au fost oarecum în tandem. Copilăria mea mi-am petrecut-o prin antrenamente și cantonamente, dar eram foarte mulți copii în echipă și nu simțeam oarecum că este o pierdere a copilăriei, să spun așa. Jocurile, distracția care putea avea loc în afara, nu știu, afara cu prietenii sau altceva, eu o îmbinam cu antrenamentele și mi-a fost foarte bine și chiar cred că am avut o copilărie foarte frumoasă datorită sportului, pentru că am învățat și în același timp să-mi fac și un program și să am timp oarecum de toate. Poate dacă nu făceam sport, nu știu, era un pic mai haotic, preferam să stau mai mult afară cu prietenii sau, da, nu știu, treburi de genul. Dar cu sportul, copilăria mea a avut o creștere frumoasă și cred eu că mi-a prins bine sportul, da, de performanță, începând de la o vârstă mică. Corect, da. Te-ai dezvoltat pe toate planurile, cum se spune. Acum vreau să te duc în anii dinainte să începi patinajul și, pot să zicem, și înainte, cum se zice, primii 7 ani de acasă, în funcție de mediul în care trăiai, ce vedeai la televizor, în jurul tău și așa mai departe, în cercul de prieteni, în familie, făceai anumite vise.
Tu ai avut și altfel de vise sau de la început ai vrut să fii sportiv? De exemplu, na, eu când am copilărit, sunt mult mai mare ca tine, eu am crescut cu acele filme cu Sergiu Nicolaescu și vreau să mă fac comisar. Când eram mic, mă uitam la TV și vedeam multe emisiuni și filme și îmi plăceau nu știu, diferite meserii, de exemplu polițiști sau pompier. Mi-a plăcut de când sunt mic, erau și desene animate, mi-aduc aminte foarte bine cu niște pompieri. Poate și asta era în plan, dar după ce am descoperit sportul, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mă uitam la meciuri de fotbal, stăteam în fața televizorului, aproape mă urcam pe el și mi-am dat seama că, de fapt, cred că sportul e ceea ce îmi place cu adevărat și cu trecerea anilor s-a și dovedit și mi-am dat seama perfect și exact ce aveam de făcut. Da, iar cu chestiile astea, dacă, de exemplu, n-ai vrea să te faci antrenor, pentru că și la antrenor e o calitate foarte mare care trebuie să ai răbdarea, și dacă, să zicem, n-ai vrea să te faci antrenor, oricând după ce termin cariera de patinaj, poți să faci o meserie sau ceva. Așa că nu e tipul. Exact, exact. Da. Dar cred că nu o să fie cazul, că sunt sigur că vreau să continui pe partea sportivă și mi-ar plăcea foarte mult să antrenez în continuare. Este total diferit un sportiv față de un antrenor, pentru că există sportivi care nu au fost buni în cariera lor, dar acum sunt niște antrenori excepționali și invers. Da. Asta nu știu cum o să fie și nici nu vreau să mă gândesc foarte mult la asta. O să-mi dau o șansă și o să încerc și o să vedem atunci, dar pe partea cu sportul cu siguranță o să continui. Da, da. Acum vreau să te întreb, dacă am vorbit că ai făcut și alte sporturi, acum care au fost, să zicem, de-a lungul timpului, poate unii între timp s-au retras și urmărești pe alții, care au fost așa de-a lungul timpului sportivii care e admirat din umbră și spun așa, și nu spun cuvântul acela idol, pentru că am fost de acord cu mulți dintre invitații mei că este prea mult, pentru că întotdeauna o persoană o admiră din anumit punct de vedere, fie că e actor, fie că e sportiv, iar s-a dovedit în cazul unora că în viața de zi cu zi, Doamne ferește, sunt niște persoane negative sau niște nenorociți, și atunci spun doar care au fost sportivii care ai admirat așa de-a lungul timpului, în general la toate sporturile, fie pe plan intern, fie internațional. De când eram mic, cum îți spuneam mai devreme, urmăream fotbalul foarte mult. Mă uitam cu tatăl meu la meciuri de fotbal. Da. Și chiar dacă mă oprisem cu fotbalul, continuam să mă uit. Îmi plăcea tare mult să mă uit. Și atunci urmăream toți fotbaliștii. Îmi plăcea foarte mult Mirel Rădoi, Dică, Bănel Nicoliță. Eram mare fan. Am avut chiar și tricouri cu ei și echipament. După care, după ce am crescut, nu știu, ceva cred că s-a schimbat și în fotbal și în sport în general. M-am oprit din a urmări fotbalul din țară. Da. Din diferite motive, nu aș vrea să intru în amănunte, că după aia se interpretează. Da, da. Dar și pe afară, Ronaldo mă inspiră foarte mult, Neymar. Îmi plac foarte mult, mereu îi urmăresc și acum pe rețelele de socializare, pe Instagram sunt. A, păi aici trebuie să nu știe lumea care e Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Așa, da, păi da. Lumea se știe e, de Ronaldo. E mai aproape, e da, puțin da. Mai aproape de mine. E puțin mai da. Aproape de mine și atunci. Da, perfect. Nu, păi nu, așa este că știi că lumea știe, pe el îi zice da, Cristiano, da, că da. Ronaldo știe celălalt. Eu, la multitudinea care a fost de brazilieni, totuși. Și eu cam țin cu Brazilia când nu e România, dar nu pot să-i compar pe niciunul cu Pele, pentru că eu chiar dacă nu l-am prins pe Pele, eu în momentul când m-am născut Pele s-a retras, dar pentru mine tot Pele rămâne regele și mi-am cumpărat da, atâtea da. Și atâtea lucruri când a decedat. Dar vreau să precizez tot așa, să nu creadă lumea că am vorbit noi înainte, tu ai spus lucrurile de cine ți-a plăcut, să nu creadă lumea că te-am pus eu să zici că să-ți placă nu, partea vai, asta nu, stelistă, nu. Știi că mai ales că eu sunt cu canal așa parte stelistă, să nu creadă lumea că te-am făcut eu să zici lucrurile astea, asta le-ai zis nu, tu. Vai, nu. Da. Nu, chiar îmi plăcea Steaua foarte mult și urmăream și eu stau la Brașov și veneau în cantonament chiar
aproape de locuința mea și mereu mergeam și mă uitam la ei și îmi plăcea foarte mult. Dacă caut foarte bine pe undeva, încă am poze cu ceva jucători, 100% găsesc niște poze. Da, nu, plus că în general se știe că Brașovul este împărțit între Steaua și Dinamo, mai ales că de la voi de acolo se trage legenda statistele Cătuși, dar Brașovul cu foarte mulți ani în urmă s-a chemat și Dinamo Brașov și atunci îți dai seama că n-avea cum să nu fie și suporteri dinamoviști, dar asta nu-i problema pentru că bănuiesc că și în familia ta sunt și steliști și dinamoviști pentru că câteodată știi cum este, e bine să ai ambele extreme. Și câteodată, cum se zice, polii opuși se atrag. Și eu, doi dintre cei Corect. mai buni cinci prieteni ai mei sunt dinamoviști. Deci, asta e. Da. Da, nu e nicio problemă. Știi cum este? E important să fim prieteni, să ne respectăm. Acum, când e meciul, atunci nu ne întâlnim, dar după aceea vorbim și așa mai departe. Dar, oricum, la tine ești în cadrul unui club care și el are 12 secții sportive, Corona Brașov, și ați fost foarte buni și pe partea de polo, unde ați jucat într-un an primoară în cupele europene și a fost antrenor un fost jucător dinamovist care după aia a făcut carieră ca antrenor la Steaua și a fost și la voi, domnul Georgescu. O să-l am și pe dânsul la un moment dat. Acum vreau să te întreb, așa ca să scoatem în evidență, să zicem, chiar dacă tu ești recordmanul și nu prea ai concurență, totuși e bine să spunem, cum ai zis tu, că acest sport nu prea este promovat și nu prea se știe mult despre el. Care sunt în general cei cu care te blați pe plan intern pentru trofee? Din păcate, cum ziceai, nu este foarte cunoscut patinajul viteză în România. Lumea știe despre patinaj viteză, însă nu, probabil din lipsă de apariție media sau diferite canale, lumea uită sau nu, efectiv nu-și dau seama că există competiții interne și internaționale și în Da. țară chiar avem foarte, foarte mulți sportivi care practică patinajul viteză. Poate nu la nivel de senior, dar la copii suntem foarte sus. La nivel de copii avem foarte mulți copii care practică patinajul viteză. Cei drept pe parcursul anilor se pierd din ei, dar este un început, o bază de selecție imensă. Pe plan intern am concurență. Oponenții mei, să zic așa, încep să crească. Pot spune că sunt aproape unul dintre cei mai mari din țară, Da. ca vârstă, Da. dar încep să se ridice ceilalți, juniorii și ceilalți, și concurența devine un pic mai mare. Oricine poate încerca, și chiar dacă titlurile mele sunt acolo și încerc să le apăr în fiecare an, pentru că nu se știe niciodată. De exemplu, anul acesta am fost accidentat la inghinal și atunci concurența oarecum a fost extrem de ridicată, toată lumea s-a vrut să bată pentru locul întâi, a Da. trebuit să cedez pentru că n-am putut termina concursul, dar concurența există în țară și pot spune că încerc mereu să-mi păstrez titlul național și mă axez foarte, foarte mult pe competițiile internaționale și de talie mondială, pentru că am observat că ce este intern, cel puțin la patinaj viteză, nu prea interesează pe nimeni. Nu vorbim de cluburi și secții, dar dacă nu ești foarte, foarte tare la nivel internațional, lumea nu prea se interesează de tine, să spun așa. Da, nu voia să-și fac să zică, domne, el a devenit imaginea noastră sau așa mai departe. Chiar vreau să te întreb cu ocazia asta, pentru că tu deja ai debătut recordul și acum ești și vicecampion mondial cu echipa și ai obținut medalii și individual. Dacă cumva după aceste succese internaționale ai avut cumva oferte de la, știu eu, companii mari sau chestii de imagine, de asta că a vrut să-și apropie, bineînțeles, imaginea cu imaginea ta, tu devenind acum cineva, știi? Ați spus niște cuvinte foarte mari. Din păcate, nu. Probabil că dacă era, nu știu, fotbal, tenis, cu siguranță lucrurile stăteau altfel. Fiind patinaj viteză, sunt foarte, foarte sigur, cu toate aparițiile mele media, multă lume încă nu știe ce fac eu și ce rezultate am.
Au apărut de-a lungul timpului după câștigarea mea locul 2 mondial și locul 3, apariții TV, persoane care mă caută pentru interviuri. Mai nou avem și un nou sponsor. A fost, crezi că partea aceasta de necunoștință despre acest sport și nepromovare se întâmplă și datorită faptului că nu aveți un pantinoar olimpic în România și voi trebuie să faceți campionatele naționale în Germania și Cupa României în Polonia? 100% este un factor. Probabil dacă aveam un patinoar în țară sau, de ce nu, chiar la Brașov, lumea putea veni să și vadă antrenamente și competiții. Și atunci altfel era atras publicul și lumea altfel știa despre patinaj viteză. Deci clar este un factor foarte important. Dar pe lângă acest motiv, nici promovarea nu ajută foarte mult. Nu știu de câte ori ați văzut dumneavoastră sau cei care se uită la TV patinaj viteză. Da. Poate maxim de 2 ori, dacă se dă pe diferite canaluri de sport, o competiție de talie înaltă, dar în rest nu. Probabil că nu este la fel de mare interesul ca alte sporturi, dar eu zic că merită o șansă pentru că sportul este foarte interesant și foarte frumos. Da. Și sunt foarte mulți oameni care îl practică, nu doar în România și în întreaga lume. Da, iar în general probabil lumea are și un chestie așa setată în cap. Când se gândesc la patinaj, zic, domne, mai mult e sport feminin sau poate când este la cuplu, la patinaj artistic, e și băieți și fete și ei se gândesc că totuși nu ar urmări, știu eu, genul masculin la acest sport care, uite, tu deja ai bătut atâta recordul și ai și medalii internaționale. Dar, în fine, o chestie care probabil vor mai dura câteva generații să se schimbe mentalitatea în România, așa cum au trecut câteva generații de la Revoluție și s-au schimbat foarte puține lucruri. Dar, în fine, acum nu ne băgăm în alte lucruri, că nu sunt eu formator de opinie sau ceva, dar tot așa, cu părere de rău, mai ales când sunt sporturile acestea care nu sunt promovate, îmi pare foarte rău atât pentru voi, cât în general și pentru lumea din România, că ar trebui să fie o chestie de mândrie cu ceea ce ați făcut voi deja și lumea nu este interesată. Dar, în fine, să trecem de lucrurile astea. Sper că atât eu cât și toate podcasturile care le-am făcut până la mine să fie cât de cât așa, să mai apară lumea să mai fie interesată. Acum vreau să te întreb, de-a lungul timpului și în carieră, poate sau și în viața de zi cu zi, nu neapărat dacă ai, să zicem, unele superstiții, poate dacă ai unele tabieturi la care ții la ele și ai văzut că ți-au purtat noroc și le continui să le, cum se zice, le urmezi. Nu cred foarte mult în superstiții, dar pot spune că am anumite ritualuri, să zic așa, înainte sau de un antrenament sau de o competiție. Mereu încerc să păstrez aceeași ordine, să fac tot timpul aceleași lucruri, să nu schimb niciodată nimica. Dacă schimb din greșeală ceva, nu știu, înainte de un antrenament sau un concurs, îmi stă pe cap că am făcut ceva ce n-am făcut până acum niciodată și că nu e ok. Mă refer aici la, nu știu, iau mai întâi patinile și apoi costumul sau ceva de genul acesta. Sau mă leg mai întâi la patina stângă și nu la dreptul, cum fac de obicei. Da. Vorbesc despre tabieturi de genuri, dar nu, țin să cred că nu cred în superstiții, dar am, cum ziceam, mereu mă leg prima oară la dreptul, ochelarii până ultimii, nu știu, am diverse mișcări și aranjamente pe care mi le fac înainte și prefer să le păstrez mereu în aceeași ordine. Da, corect. Am uitat să te întreb, dar eu mai schimb acum, știu, ordinea întrebărilor în funcție de răspunsurile tale. Și nu e neapărat să avem o anumită ordine, dar nu vreau să te întreb întrebarea aceea clasică cu debutul, ci vreau să te întreb pentru că tu ai vrut să făceai fotbal și alte sporturi și după aia, deci cum se zice, ai trecut la alt sport. Care a fost momentul în care ți-ai dat seama că vei face carieră cu acest sport și poate nu va fi o joacă sau, să zicem, să-l schimbi iar cu alt sport? Cred că
În 2013, când a fost Festivalul Olimpic de Tineret European la Brașov, Fotele, No. anul a fost un pic greu pentru mine. Am avut o mică tentativă de a renunța la patinaj Da. spre începutul anului. După care a urmat competiția cea importantă la Brașov. Colegul meu, Emil Imre, a și câștigat o medalie pentru România la patinaj viteză atunci. Și cred că m-a motivat foarte mult și mi-a plăcut foarte mult acea competiție, acel concurs. După care, în 2017, am reușit eu să mă calific la fote, tot la short track, la aceleași Da. probe și la aceeași disciplină. Nu îmi dădeam șanse foarte mari, pentru că eu practic mai mult patinajul viteză de pistă lungă, long track-ul. La Brașov, Da. din păcate, nu avem saltele de protecție pentru short track și atunci este mai greu să ne antrenăm. M-am calificat la short track, la fote, m-am dus, am venit locul 5 și locul 6, o clasare excepțională pentru Bun. mine și pentru România. A fost, dacă nu mă înșel, la a doua sau a treia cea mai bună clasare de la delegația de la fote din Turcia de atunci, din Da. 2017. Fără nicio speranță m-am dus acolo, fără nicio mai mică emoție, pentru că nu eram. Știam că nu pot face foarte mult, nefiind neapărat disciplina mea pe care o Da. practic zilnic. Dar a fost foarte bine și atunci mi-am dat seama de fapt că există o carieră din asta, că deja nu mai vorbim doar despre simple antrenamente și hobby, deja este mult mai mult și că totul este full time și că nu e doar o joacă. Și de atunci Da. au început să și apară progresele și competițiile. Am fost la campionatul mondial de juniori la long track, cupe mondiale de junior la long track, după care au început să vină recordurile naționale și am știut clar că sunt foarte bun la asta și trebuie să continui pe drumul acesta. Da, corect, bine punctat. Acum bănuiesc că da, aveți și o oarecare dietă, pentru că cu cât să zicem devii mai greu, e mai greu pe patine, dar vreau să te întreb acum, nu cu privire la greutate, cu privire la înălțime, cât de mult contează înălțimea în acest sport, adică mă gândesc că dacă ești mai mic, se zice că ești mai rapid, dar dacă ești mai mare, ai pasul mai mare sau poate totuși mai greoi, deci cât de mult contează înălțimea? Cred că depinde. Cred că depinde și de probă, pentru că probele de sprint automat cu o înălțime puțin mai mică, îți e mult mai ușor să patinezi în viteză maximă, față de un băiat care sau o fată care, nu știu, are 1,90, 2 metri. Da. Este mult mai greu să te grupezi, să-ți grupezi picioarele sub tine, să pregătești împingerea, dar există avantaje și dezavantaje. Cei mai scunzi nu pot împinge la fel de mult în lateral cum împinge cineva foarte înalt. Și atunci există o balanță. Dar tind să cred că pentru probele de sprint, de viteză, o înălțime mai scăzută e mult mai ok. Iar pentru Da. probele de fond, clar, clar, cei mai înalți sunt mult mai preferați pentru probele de fond. Da, și cum, dacă ai punctat foarte bine cu asta, cu sprint, mai ales că tu ești specialist la asta de sprint, deci, cum se zice, ești cel mai în măsură să spui aceste lucruri. Acum, nu că ai fi tu acum sau poate ai putea deveni la un moment dat peste ani de zile și președintele acestei federații, dar să zicem că dacă ai avea putere, cum a fost acel film, dacă ai fi Dumnezeu pentru o zi, dacă. Eu tot așa, nepricepându-mă, nu știind foarte multe reguli, ci doar admirăm așa de la televizor acest sport, dacă sunt cumva, este cumva vreo regulă care întotdeauna nu ți-a plăcut sau te deranjat și ai putea să o schimbi, care ar fi și dacă tot așa, dacă ai putea să adaugi o regulă, să zicem, să-i ajuți mai mult, să te ajute pe tine sau în general sportivii, dacă ai putea să faci aceste lucruri, cam care ar fi. Uite, nu m-am gândit la asta niciodată. Chiar niciodată nu m-am gândit la asta. Cred că ar fi o regulă care aș schimba-o. Categoriile de vârstă se iau după ani. La noi o categorie durează 2 ani. Da. Deci junior A, junior B, junior C, câte 2 ani. Și eu, de exemplu, sunt născut în mai. Eu la fiecare categorie până acum, că de acum nu mai vorbim, că sunt senior, de acum sunt Da. cu cei mai mari. Dar până acum
în fiecare sezon, într-un sezon îi prindeam pe cei de vârstă cu mine, într-un sezon îi prindeam pe cei cu una mai mare. Da. Și tot așa. Și atunci foarte greu, foarte greu m-a ajutat să mă dezvolt pe partea aceasta. Cum îți spuneam, în 2013 am avut o tentativă de a mă lăsa de patinaj, chiar din acest motiv. Ăsta a fost motivul principal. Nu eram dezvoltat fizic foarte armonios și foarte, foarte bine față de ceilalți, pentru că eu tind să cred că eram oarecum un copil normal. Dar ceilalți cu care mă băteam erau, nu știu, dubli decât mine, să zic așa. Și la vârstă fragedă contează cu siguranță, pentru că este vorba de forță, elasticitate, înălțime. Acolo chiar conta înălțimea, pentru la copii este diferit. Da. Și atunci asta a schimbat cu siguranță. Aș pune, nu știu, pe categorie de vârstă, toți la aceeași vârstă sau, nu știu, același an. Asta m-a deranjat întotdeauna și mă bucur foarte, foarte tare că am scăpat de juniorat. Era mereu problema mea. Da. Mereu, mereu. Nu neapărat că mi-era frică de ceilalți, dar uneori e dezamăgitor. Pentru că știi cât de bun ești și cât de mult ai lucrat și te gândești că nu ai cum să schimbi tu, pentru că așa ești tu construit, nu e ca și cum nu vrei să fii mai mare sau mai înalt la o vârstă mai mică. Și atunci conta mult pe partea de psihic. Da. Acum tot așa o întrebare care, să zicem, trebuia să te adresez mai de mult. Dacă cumva întâmplările, să zicem, negative în ghilimele, cum de exemplu sunt la alte sporturi, la not, dacă ai luat o burtă, la fotbal, dacă îți vine o minge în față, la voi, căzăturile astea care poate să fie câteodată chiar fatale, cum a fost prima ta căzătură și cât de mult ai speriat sau cât de mult ai ambiționat după aceea? Când eram mic, cădeam aproape în fiecare săptămână, cel puțin pe role, în sezonul de vară era ceva incredibil. Mereu mergeam acasă, mi-aduc aminte perfect, mă vedea mama când intru pe ușă, eram iar plin de sânge, cu julituri, cu tot. La un moment dat chiar nu voia să mai lase să practic patinajul, că mereu zicea că dar numai tu cazi, restul nu cad, cum cazi numai tu? Dar erau căzături de copil, era poate și din joacă și din neatenție, nu era neapărat ceva tragic. Dar pe trecerea anilor, începând să prind viteză mare, am început să fiu mult mai atent, pentru că, așa cum spuneai, orice căzătură poate fi fatală. Pentru că noi pe gheață atingem și 55 de kilometri pe oră. Da. Nu avem nici măcar o protecție, nici măcar cască în cap la long track. Nu ai absolut nicio protecție. Ești doar tu și gheața și saldeaua de protecție care te așteaptă. Da. Iar o căzătură la 55 la oră din curbă, din turnantă, durează o fracțiune de secundă. Nici n-a pus să clipești și deja te-ai trezit pe jos. Nu ai ce să... Adică nu ai cum să salvezi. E foarte rar să salvezi o căzătură la viteza aceea. Și atunci, da, este fatală și încerc să fiu foarte atent și mereu să mă concentrez, să nu cumva să cad. Pentru că te ține departe de antrenament mult timp o căzătură, dacă este ceva grav. Corect, da. Eu întotdeauna când sunt accidente astea majore, întotdeauna mi-aduc aminte un accident care tu nu l-ai, n-ai avea cum să-l vezi, că nu i-ai născut, dar probabil l-ai auzit de el sau poate l-ai și văzut pe YouTube. Când a murit, pentru mine tot la fel, cum a fost Pele cel mai bun fotbalist, pentru mine rămâne Ayrton Senna cel mai bun pilot de Formula 1 și l-am urmărit și țin minte acel accident care l-a avut, când tot așa datorită că au putut să pună acele cauciucuri de protecție și a intrat direct în zid și s-a dus. Deci, într-adevăr, aceste lucruri sunt chiar, nici nu mi-e spus, adică sper, nu că, Doamne ferește, nu rău cuiva, dar sper că cei care s-au ocupat de acel circuit să fie pe undeva pe la Răcoare acum sau ceva, că au încheiat cariera unui sportiv care eu întotdeauna tot așa îl consider cel mai mare, pentru că dacă nu s-ar fi dus, cred că Schumacher n-ar mai fi luat niciun titlu, niciodată. În fine, acum ne ducem alte lucruri, acest podcast trebuie să fie despre tine, dar câteodată, uite, cu întrebările tale și cu accidente și chestii de genul ăsta, mi-aduc și eu aminte de lucruri care mi-au influențat, știu eu, tinerețea mea. Acum vreau să te întreb, după un sezon din acesta extenuant, unde este locul unde îți încarci bateriile? Acasă. Acasă. Am avut pauză aproape
3 săptămâni, dacă nu mă înșel, în martie, pentru că noi, având sezon rece și sezon cald, singura pauză pe care o putem lua este la finalul sezonului rece, în martie, după care urmează perioada de pregătire în care mă aflu acum. Da. Și atunci este destul de greu să-ți planifici oarecum un concediu în luna martie. Nici da. Mai cu cine, da. Pentru că nimeni nu are concediu în luna martie. Dar am stat acasă, am ieșit cu prietenii, am făcut tot ce nu am putut face cât timp am fost plecat în cantonamente și în perioada de pregătire din antrenamente. Și mi-a prins foarte bine, a trecut puțin cam repede, da. Dar ce frumos repede trece și atunci am încercat să mă bucur cât de mult am putut de perioada asta dintre sezoane. Acum am început din nou pregătirea fizică, în iulie încep concursurile pe role, da. Și atunci nu o să mă pot bucura neapărat de un concediu în da. Vară. Poate da. Câteva zile cu siguranță o să ajung pe undeva pe la mare, îmi doresc tare mult. Da. Pentru că fiecare ieșire de genul te ajută, parcă te motivează un pic, îți, nu știu, e o gură de aer proaspăt când ești Băi. Mereu numai cu antrenamente și cantonamente și ai același program mereu prestabilit și strict, să zic așa, fiecare escapadă, scăpare pentru mine, nu știu, contează foarte mult, mă ajută mult de tot. Da, și dacă tot vine vorba de timp liber și de concedii și așa mai departe, pentru că cam atunci ai timp să te bucuri și tu să vezi locurile respective, că atunci când pleci undeva la concurs nu prea ai timp să faci acest lucru. Să zicem așa, de-a lungul vieții tale până acum, care este locul preferat care l-a vizitat sau care te-a impresionat? Și acolo din lista care, să zicem, că o ai de locuri care vrea să le vizitezi într-un viitor apropiat, tot așa, care este unul dintre locurile care vrea să le vezi? Datorită sportului de performanță, am avut ocazia să vizitez foarte multe țări. Probabil dacă nu făceam sport, nu cred că ajungeam să văd așa multe locuri. Cel mai impresionant loc, cred că a fost Canada. Am fost la Calgary, la Cupa Mondială. Da. Canada mi-a plăcut foarte mult și de câte ori mă gândesc la Canada, nu știu, e ceva care mereu sclipește în mintea mea, da, instant. Da. Mi-ar plăcea tare mult să ajung undeva, să pot vizita ceva, nu neapărat în cantonament, în vacanță. Da, pentru că păi. Multă lume confundă plecatul nostru în cantonamente și la concursuri cu o chestie foarte faină. Că, da. Ce fain, mergi în America, mergi în Canada să vizitezi. Nu, am fost în America 2 săptămâni și nu am apucat să văd nici măcar centrul orașului. Am fost da. În Salt Lake City, nu am apucat da. Să vizităm, pentru că nu ai timp. Mergi cu, nu ăsta este scopul, nu scopul vizitei da. Este deplasarea. Și atunci multă lume confundă deplasările în cantonament cu o excursie sau o călătorie. Da. Dar mi-ar plăcea să merg, nu știu, Spania undeva la căldură cu plajă, da. Mi-ar plăcea tare mult. Tare mult mi-ar plăcea. Da, da. Cui, păi, foarte frumos și îți doresc să te duci în mai multe locuri decât îți dorești tu, cum se spune. Că e altă vorbă de aia românească, că dacă îți dorești puțin, poate nu te alegi cu nimic, dacă îți dorești mai mult, măcar te alegi cu ceva, știi? Da. Acum, dacă tot vine vorba de cantonamente și așa mai departe, noi așa, persoanele obișnuite, ne aducem aminte cu plăcere la o vârstă mai înaintată, știu eu, de perioada tinerețe, adolescență, copilărie și liceu și întâmplările care le-am avut. Voi cele mai frumoase întâmplări și amintiri le aveți de prin cantonamente. Dacă ne poți împărtăși una sau poate dacă sunt mai scurte, mai multe, știu eu, întâmplările acestea vesele, o glumă, o farsă, ceva hasliu care s-a întâmplat la voi în cantonament. Fie că ai făcut tu, ți-a fost făcut sau ai văzut că a fost făcut unui coleg sau așa mai departe. Întâmplări sunt foarte multe. Au trecut deja 14 ani jumate de când practic patinajul viteză. În fiecare an suntem plecați în cantonament. Deci de la 8 ani jumate, acum am 23 de ani, n-a fost an în care n-am plecat undeva cu echipa. Întâmplări sunt multe. Dar la ce mă gândesc mereu când vine vorba de echipă, am fost plecați în cantonament în Germania, iar ei de Moș Nicolae au o tradiție acolo unde mergem noi, la Insel, pe lângă München, partea bavareză, se numesc Krampus.
Crampuri. Sunt niște oameni deghizați și cu paie și cu niște surcele, nu ele, și oarecum fac tradiția, bat copiii, să zic așa, sau oamenii care trec lângă ei, și sunt foarte scary așa ei, cu clopote mari, fac o gălăgie foarte mare, și eram toți la un moment dat, și era primul an în care ne-am dus și noi nu aveam habar, noi am zis, wow, ce tare, mergem și noi. Și când ne-am dus și am văzut că deja încep să dea noi să ne bată, am fugit toți, ne-am speriat, ne-am închis în casă direct. Da. Ah, e ca un fel de ăsta de Halloween nemțesc, sau nu știu cum să-l numesc. Da, probabil este sărbătoarea de Moș Nicolae, că Moș Nicolae aduce nuiele la copii dacă n-au fost cuminți. E chiar interesant și chiar recomand să căutați pe YouTube sau undeva clipuri cu Krampus. Păi stai că uite, chiar mi-ai zis, eu am un prieten foarte mult bun acolo, care în copilărie cu el la același bloc în București, și el locuiește, a stat o perioadă în Nuremberg, dar acum stă la München, și chiar o să-l întreb, că uite, zic, bă, de ce nu mi-ai zis de chestia asta? O să-i spun. Deci e chiar interesant și super tare că se păstrează tradiția, e chiar foarte, foarte fain. Da. Păi uite, chiar îi spun mereu, măi, când te căsătorești o dată, să vin la nunta ta, și cu acum chiar o să-i textez după ce se termină podcastul ăsta și o să-i spun, băi, de ce nu mi-a spus de chestia asta în Germania? Da. Corect. Acum vreau să te întreb, tot așa, nu care ție cel mai drag trofeu sau așa mai departe, că voi, în general, tot, e normal să vă placă toate trofeele care ați câștigat și de-abia așteptați să-l câștigați pe următorul și ăla devine cel mai important. Dar vreau să te întreb tot așa, întrebare diferită față de cea de la început, nu cu debutul. Asta vreau să te întreb, care ți s-a părut... gândindu-te cum ai câștigat acele trofee, care ți s-a părut cel mai greu de câștigat și care tu ai tras de tine chiar dacă nu mai puteai și până la urmă ai obținut, nu neapărat să zicem locul întâi, dar o medalie sau acel loc care ai fi crezut că în momentul când erai așa de extenuat sau credeai că nu mai poți și chiar a fost ceva care ți-a depășit expectările. Scuză-mă că nu mai știu cuvântul în română. Sezonul acesta a fost unul foarte, foarte greu și am muncit foarte mult. Accidentarea m-a ținut mult departe de antrenamente și mi-a fost foarte greu să-mi revin, încă mă resimt după accidentare. Și cred că ultimele, de fapt tot sezonul de cupe mondiale a fost o tragere de mine totală. Adică cu lacrimi, de durere, cu, nu știu, calmante și pastile care să, nu știu, să mă ajute să pot concura măcar, pentru că nu puteam să merg, nu puteam să alerg și eu voiam să concurez în cupe mondiale. Da. Am patinat cu durere toate etapele de cupe mondială și cu frustrare, că știam cât de bun sunt și că nu pot obține rezultatul pe care mi-l doresc din cauza accidentării. Deci ultimele două etape de cupe mondiale, locul 2 cu echipa de timp pursuit din Finlanda și după care la Inter, locul 2 la Team Sprint și locul 3 la individual la Mastart. Astea o să rămână, o să-mi aduc aminte mereu de medaliile astea și trofeele astea, pentru că știu cât de greu a fost și cât de mult m-am chinuit fizic și psihic, pentru că la un moment dat chiar deja era, nu știu, era foarte frustrant. Nu știam cum să mai gestionez situația. Da, pentru că eram bine, eram foarte bine pregătit, am avut un sezon foarte bun de pregătire și din cauza unui accidentări la inghinal nu puteam să fac absolut nimic din ce, adică nu puteam să arăt ce pot. Efectiv, eram legat la picioare. Da. Păi, într-adevăr, câteodată sunt niște lucruri care trebuie să treci de ele sau să știi cum să le depășești. Acum vreau să te întreb tot așa, de-a lungul carierei tale, care ți s-a părut până acum cel mai greu adversar din punct de vedere și individual și ca echipă? La noi adversarii se schimbă la fiecare concurs, pentru că noi concurăm unul contra unul, dar la final se oprește cronometru și atunci se face un clasament pentru toți. Iar oponenții se schimbă de la fiecare curs, adică nu pot spune că am mereu aceeași cursă cu același băiat. Dar am pățit de foarte multe ori să concurez cu același oponent în diferite concursuri. Pur și simplu
Așa se nimerește, pentru că există o tragere la sorți aleatorie, nu se știe niciodată și s-a întâmplat de 3 sau 4 ori să concurez cu aceeași persoană. Dar nu pot spune că mi-este frică de cineva în mod direct, pentru că nu este o luptă corp la corp. Tu știi ce ai de făcut, el știe ce are de făcut și atunci nu cred că este vorba de frică. Deși Da. în timpul cursei îl vezi sau îl simți, depinde cum are loc cursa. De Da. obicei, și dacă este în spate cu mult, tot simți unde e. Ah. Poate ăsta se dezvoltă pe parcursul anilor din experiență, cred eu. Da. Dar nu mi-este frică de niciun oponent și nu am un adversar, nu știu, anume, care să zică mereu mă bat cu el. Ah. Ok, da. Cum ai zis tu că se schimbă, dar mă gândeam că probabil pe unii, cum ai zis tu, i-ai întâlnit de mai multe ori și probabil a Da, zis, uite, ne acum e mai slab sau mai bun decât data trecută. Da. Da, asta se întâmplă, asta se întâmplă, ne reîntâlnim chiar în cupe mondiale. Da, așa există, da. Da. Acum, tot așa, nu vreau să dăm în chestii de discriminare și chestii de genul ăsta, dar știi, astăzi nu poți să mai zici nici măcar că știu eu, îți iei ceva de la magazin sau să spui chiar că nu că ești cineva de culoare sau să spui că ești alb. Deci acum aproape orice cuvânt spui se spune că e o discriminare. Și plus că am văzut pe regla ta, câteodată am văzut-o cu 2 de X, câteodată cu un singur X, plus că e problemă pe regla de la, cum ai spus tu, asemănă așa cu un mexican. Te-ai simțit vreodată sau așa ofensat că ți-a zis cineva treaba asta sau te-a întrebat cineva, domne, e bine să nu mai porec la asta că nu prea sună în regulă sau... Nu, vai, nu. Porecla a plecat chiar din 2008, de când m-am apucat de patinaj. Deci din 2008 toată lumea mă știe Da. de Mex. Da. Antrenorul meu mi-a spus prima oară că arăt ca un mexican. Eram mic Da. creol și cu părul creț. Nu m-a deranjat niciodată. Chiar consider că mi se potrivește pentru că are dreptate foarte mare. Adică chiar așa e. De ce Da. să nu pricepe realitatea? Nu m-a deranjat niciodată. Din contră, chiar mi-a plăcut. Da, lumea uneori confundă, nu știu, am auzit tot felul de Max, Rex, Ah, tot felul acum te de. dai în Rex e cuvânt de, știu eu, de câine, nu de. Da, da, da. Lumea confundă, dar nu mă deranjează, am auzit toate variantele, m-am obișnuit. Nu știu, și profesorii la școală, și la facultate, uneori și părinții mă strigă Max și nu mă deranjează absolut deloc. Da, Ba da. din contră, chiar îmi place și. Oriunde am apărut, apariții media, TV, mereu apare Max în paranteză. E ca și cum ar fi numele meu undeva în buletin. Nu este Da, numele meu, este doar o poreclă. Dar da. toată Da, lumea, efectiv toată lumea știe de Max și nu mă deranjează. Iar cu Max cu un X, cu 2 de X, nu. Am pus eu cu 2 de X, părea mai interesant, dar nu are nicio da. relevanță cu cum este. Da, Dar da, da. într-o zi chiar vorbeam cu prietenii mei și m-am gândit că poate cândva mi-aș trece Max în buletin, ca un al treilea nume, al patrulea nume, pentru că e ceva ce m-a marcat și, nu știu, cu asta am crescut. De la 8 ani până Da, acum, da, toată da. lumea se zică Max și chiar îmi place și nu mă deranjează. Și de discriminare nu este vorba, chiar dacă, na, lumea e rea uneori, nu știu, nu vreau să zic acum ceva, dar lumea face asemănarea cu, nu știu, un țigan sau, dar Nu, nu eu pe pun moment accent pe acum, asta. dacă mi-e să-mi spui, tot așa, ca poreclă, să zicem, dacă mă uit la tine, pot să zic că ești rudă cu Marian Drăgulescu, care și el, știi cum se zice, marocanul. Înțelegi? Deci, Da. Am mai nu e auzit nimic și rău. marocan, nu mai spune. Da. Mai spune lumea. Deci am auzit toate astea. Mai întreabă unii de la ce vine Mex și se mai trăiește vreun prieten, dar eu zic că ai de la țigan, dar nu. Glumele-s glume, nu mă deranjează. Fiecare poate să spună ce vrea. Da. Eu e ok, sunt ok cu Mex, chiar îmi place. Dacă nu eram ok, probabil nu nici nu lăsam să fie apariția așa multă și în media și peste tot, pentru că eu și pe rețelele socializare ale mele, eu mi-am Da. trecut acolo Mex. Adică Da. mie îmi place. Păi și o ocazie bună, știi cum este, că lumea tot așa își mai adaugă sau își scoate un nume sau îl schimbă când dacă vrei să îți faci o familie, să te căsătorești, atunci e o ocazie bună, știi? Sau poate și mai devreme, dar atunci știu că se poate, sigur. Ce mă bucur e că nu e ceva ce am pus eu, adică multă lume își pune, nu știu, nume de scenă. Ah, da. Mi-a fost pus și mi-a plăcut din totdeauna și nu, de asta nici nu mă deranjează, cred.
Nu, adică nu e ceva ce am zis eu că vreau eu să arăt ca un mexican și că mi-aș dori eu să-mi zică lumea Mex. Nu, așa mi-a Da. spus lumea și așa îmi place. Corect. Știu că la începuturile tale, țelul tău era să muncești din greu, să-i calci pe urme colegii și prietenii tale, Mihaela. Acum, cumva, rolurile s-au inversat? Nu cred că s-au inversat neapărat. Eu cu Mihaela ne cunoaștem de când suntem mici, suntem chiar vecini de bloc. Da. Ne cunoaștem de mici, de mici și familiile noastre se cunosc, suntem apropiați, să spun așa. Am practicat patinajul dintotdeauna împreună, adică am început cam în același timp. Ea este mai mare decât mine cu un an. Da. Da, pot spune că mereu, nu știu, îmi place să aleg de la oameni ce am ce să învăț, de la oricine, să iau câte ceva. Ea fiind mai mare, a început cu rezultatele internaționale și mondiale mult mai repede decât mine, cu siguranță m-a inspirat și mi-a plăcut. Cred că m-a ajutat, cu siguranță m-a ajutat, dar nu cred că este vorba de ca ea să-mi calce pe urmă sau eu să-i cal pe urmele ei. Patinajul viteză este un sport individual. Chiar dacă este Da. practicat în echipă, pentru că nu te poți antrena singur, că este foarte greu. Dar pe patine e singur. Ești doar tu cu tine și nu te ajută nimeni, nu te poate ajuta nimeni. Da. Și da, ne ajutăm unul pe altul și ne inspirăm mereu la antrenamente. Există zile în care eu nu mai pot să fac un antrenament sau poate ea sau invers, pentru că nu suntem la fel și corpul răspunde altfel la diferite antrenamente. Dar da, ne Da. motivăm unul pe altul și ne inspirăm de la fiecare. Păi da, probabil, uite, acum mi-a venit, așa zic, probabil acum succesele unuia îl face pe celălalt să se ambiționeze, deci să vă faceți așa ca un fel de Messi cu Ronaldo, să vă încurajați unul pe altul. Cu siguranță un câștig în echipă ridică toată echipa, nu doar pe mine. Adică dacă eu câștig, Da. câștigăm toți. Da. Nu este ceva doar. Da, este ceva individual pentru că eu am câștigat, dar ne ajută pe toți și ne motivează pe toată echipa și nu doar motivație. Da, corect. Acum, să zicem, pentru cei care, chiar dacă nu este, cum am zis eu, așa de promovat acest sport, sper măcar, să zicem, în fiecare zi să mai vină cu un admirator sau măcar unul pe săptămână, că România nu este o țară așa de mare. Dar, să zicem, pentru cei care încep să vadă acest sport, copii care, așa cum l-ai văzut și l-ai descoperit și tu, poate e o întâmplare altuia care ți-a văzut întâmplarea și așa va începe și el acest sport, sau părinții care, să zicem, au un trecut din ăsta și vor încearcă să ducă copiii la acest sport, ce sfat le-ai da și de ce calități ar avea nevoie, mai ales că poate să-i sperie și chestia asta cu căzătura și să zică că e un sport așa periculos. Plus că e un sport foarte costisitor și să-i sperie și treaba asta. Eșecul face parte din joc, deci căzăturile nu trebuie să le iei în calcul când te apuci de patinaj. Ca Da. orice sport, cu siguranță, nu știu, și la fotbal te accidentezi, nu știu, poți să cazi, să-ți rupi un picior, o gleznă, este exact același lucru ca la patinaj. La patinaj doar că cazi de pe gheață sau de pe role. Deci asta face parte din progres și din procesul de creștere. Da. Eu încerc mereu să inspir oamenii și să-i îndrept către sport, pentru că nu neapărat patinaj viteză sau nu neapărat patinaj în general, dar sportul te ajută și, nu știu, te educă foarte mult sportul și te disciplinează. Cel puțin la mine a funcționat extrem de mult Corect. pe partea asta sportul și recomand, pentru că nu pot recomanda ceva ce nu am pățit eu sau nu am făcut eu. Iar ajungând la un nivel așa înalt, cred că sunt în măsură să pot da un sfat către sport. Da, Deci eu da. chiar în drum copiii către patinaj, este un sport diferit față de cele normale. Este altceva dacă îți place viteza și un pic de adrenalină, pentru că contează foarte mult. Cu siguranță patinajul e potrivit pentru un copil sau pentru cineva care vrea să se apuce de ceva de performanță. Da. Acum, cum ți-am zis, accidentările câteodată la voi pot să fie fatale, dar mai sunt, se întâmplă și altfel de accidentări care nu ți încheie cariera. Dacă ai avut parte de multe accidentări în acestea,
majoră, dar care, da, spre, din fericire nu ți-au încheiat cariera și vreau să te întreb cu privire și la acel echipament, pentru că atunci când sunteți pe gheață, cât de călduros este sau este ceva ca un sistem de ăsta de scafandru lipit pe voi și dacă ne poți spune mai multe. Cazături există de tot felul, adică poți, poți să cazi și din picioare când te plimbi, pe role sau pe gheață. De cele mai multe ori, eu personal, de cele mai multe ori așa cad. Poate pentru că atunci nu sunt atent sau e lipsă de atenție. Eu mereu, nu știu, am foarte puține căzături și mă bucur că sunt așa puține la viteză mare. Mereu cad, nu știu, când mă plimb, când mă ridic din nu știu, o lansată sau ceva. Dar există căzături, de exemplu, din propria experiență. Am concurat la o probă de fond, nu în preferata mea, deci la o probă de 3000 de metri. Dacă nu mă înșel, era prima oară sau a doua oară când concuram la această probă. Am căzut din greșeală în timpul competiției pe linie dreaptă. M-am ridicat, am terminat și am și câștigat. Deci există și căzături din astea în care te poți ridica într-o secundă. Într-o secundă e jos și instant te ridici înapoi. Dar la viteză mare cu siguranță nu mai poți controla nimic și atunci cursa este gata, e un eșec. Iar despre costum, costumul este aerodinamic, deci este mulat pe corp, este făcut dintr-un material, nu știu, se aseamănă cu latexul, să zic așa. Este oarecum, te strânge ca un cauciuc elastic, nu știu cum să dau cea mai bună definiție. Nu ține de cald, este subțire. Deci nu are nicio legătură cu costumele de schi, de la schi alpin sau schi sărituri cu burete în el sau cu... Nu, efectiv este ca o pereche de colanți pe care o iei pe tine. Are glugă, deci nu are cască, vorbim despre patinaj viteză de pistă lungă, da? De long track. Long track are 400 de metri pista, deci acolo nu există cască. Ai o glugă la fel aerodinamică pe care o pui în cap, deci tot costumul este mulat pe tine ca să poți să ai o ușurință în patinaj, să tai vântul ușor, să poți să înaintezi cu viteză. Da. Dacă vorbim despre short track, acolo da, există costum special anti-tăiere, pentru că la short track se concurează câte 5 sau câte 6 deodată și când cade unul, cad cât mai... Deci foarte rar se întâmplă să cade un singur concurent la short track. Pentru că noi patinăm foarte aproape unul de celălalt și atunci tu când cazi 100% mai iei pe cineva cu tine. Și atunci costumul este anti-tăiere, există cască de protecție, ochelari de protecție care sunt și la long track, doar că nu sunt obligatorii. Este doar ceva, un accesoriu, să spun așa. Deși eu prefer să patinez cu ochelari. Nu-ți lăcrimează ochii, nu e gheață de la cel din față în ochi sau apă sau... După care există echipament pentru glezne, la fel, anti-tăiere. Iar dacă vorbim despre patinaj pe role, despre inline, vorbim doar de cască, care este obligatorie. În rest, genunchiere, cotiere, este alegerea ta dacă vrei să patinezi cu ele sau nu. Da, corect. Max, uite, da, scuză-mă că te-ai ținut așa de mult și mai ales cu acele nesincronizări. Și o să le tai, dar cum ți-am spus eu, YouTube-ul nu mă lasă decât peste 12 ore și îmi cer scuze celor care vor urmări acest podcast mai devreme de 12 ore și vor avea și acea parte, dar o voi elimina. Ultima întrebare și apoi mesajul de final. Știu că acum deja pe plan intern ai trecut la senior de ceva timp și de la anul voi trece și pe plan internațional. Și cum ai zis, cu atingi viteze de 55 de km la oră, știu că pe plan internațional este o viteză mult mai mare și bănuiesc că și țelul tău este ca de acum înainte să îți mărești și tu acest cifră și să ai viteză mai mare, nu de acum înainte. Da, cu siguranță este ceva ce urmăresc. Asta nu este chiar tocmai ușor, pentru că un kilometru în plus pe patine când e diferența enormă. Cum spuneai, pe plan mondial viteza ajunge până la 60 de km la oră la probele de sprint. Este diferență de la 55 la 60. Poate ai o cursă bună, poate nu ai o cursă bună, nu se știe niciodată. Dar da, țelul este să merg cât mai tare și din ce în ce mai bine, să scot un timp cât mai bun și... Cum spuneai chiar la începutul podcastului, îmi doresc tare mult să obțin cele două recorduri naționale la probele de sprint.
Pentru că momentan am doar la proba de semifond, la proba de 1500 de metri și la proba de echipă, dar vorbind de individual, îmi doresc tare mult să obțin recorduri naționale pentru probele de sprint. Pentru că eu sunt specialist pe sprint, îmi place viteza și sunt foarte, foarte, foarte aproape să le dobor. Este o diferență foarte mică. Am înțeles. Păi atunci îți țin punii de pe acum, chiar dacă transpir și încă n-am început concursul, dar mai bine așa. Și scuză-mă că am zis că e ultima întrebare și apoi cea de finală. Acum mi-a venit tot așa o întrebare care, să zicem că ți-o adresez mult prea devreme, dar vreau să te întreb, pentru că tot așa nu știu limita de vârstă sau poate sunt și unele concursuri de-astea de cei retrași la senior sau așa mai departe, cam care este, știu eu, după cunoștințele tale, cel mai concurentul care a ajuns la vârsta cea mai înaintată și i-a concurat și tu așa cam pe la ce vârstă vrei să îți continui cariera și cât de lungă vrei să fie și cât de greu îți va fi momentul retragerii? Nici nu vreau să mă gândesc la retragere momentan. Cu siguranță să fie un moment greu pentru mine, pentru că îmi place foarte mult să patinez și îmi place ceea ce fac. Am zis și cred că asta o să și fac. O să patinez până când o să simt că, nu știu, nu mai pot evolua mai mult sau că am atins potențialul maxim și atât pot să fac. Nu este ceva ce pot controla. Ține de fizic mai mult și de cât de bine, nu știu, rezist la antrenamente sau mă refac. Vorbeai despre cel mai în vârstă patinator, cred că Claudia Bechstein din Germania, cred că are 40 și ceva de ani și încă patinează și încă este în top 10 mondial. Puh, da. Deci, și la concursurile normale ca voi, nu sunt concursuri speciale, nu? Da, normal. Deci ea concurează la categoria seniori. Există concursuri mondiale de masters, unde, nu știu, vârste de 60-60 plus. Nu. Da, da. În legătură cu ceea ce facem noi. Ea încă concurează în etape de cupă mondială. Din ce știu eu, urmează să se retragă, să lase locul și la altcineva. Dar încă concurează și să fie locul 10, locul 15 mondial la seniori, la vârsta de 40 ceva de ani, mie mi se pare ceva fantastic și oricum a scris istorie. Cine caută, cine dă un search pe Google despre Claudia Bechstein, toată lumea o să afle cine este și ce face. Poate vrea să bată și, știu eu, poate vrea să bată și ea recordurile, cum mie n-a fost tenismana mea preferată, Serena Williams, și chiar mi-a părut rău pentru că ea cred că a continuat ca să-i bată recordurile lui Steffi Graf, care ea mi-a fost tenismana mea preferată. Da. În fine, asta tot așa am dat-o iar eu înspre chestii care îmi plac mie, dar tot așa ca să demonstrez că eu, deși locuiesc aici, nu am, știu eu, toți sportivii care sunt aici sunt favoriții mei. Încă o dată îți mulțumesc, Max, pentru că mi-ai acordat acest interviu, pentru disponibilitatea, deschiderea ta și timpul acordat așa în weekend, cum se spune, quality time. Și te las acolo, că deja aud gălăgie, poate te cheamă prietenii la fotbal sau la ceva. Nu, va, erau pe aici niște oameni cu animale de companie și cred că s-a întâmplat ceva, că era gălăgie. Deja te las, pentru că, cum ți-am zis, te-am ținut foarte mult și cu acele nesincronizări și nu este nicio problemă. O să dai din ele, o să văd. Mersi încă o dată și acum, pe final, dacă ai un mesaj pentru iubitorii acestui sport, sper eu că de acum înainte să fie din ce în ce mai mulți, și pentru, să zicem, admiratorii tăi, e un mesaj de final. Mi-aș dori să ne susțin în continuare, pentru că, cum am spus și o zic mereu, de acum începe treaba pe bune și că avem nevoie de susținere. Ne ajută extrem de mult susținerea, chiar dacă, nu știu, este un simplu mesaj cu baftă sau felicitări, contează enorm de mult, cel puțin pentru mine, pentru că mă ajută extrem de mult, mă motivează și îmi dă încredere în mine. Și mi-aș dori să dea share cât mai mult la acest podcast, la rezultatele noastre. Eu sunt foarte activ pe rețelele socializare și postez absolut tot ce fac, nu știu, la antrenamente, concursuri. Iar cred că altă modalitate de a afla mai multe lume despre noi nu cred că există dacă nu este la TV, deci tot social media rămâne.
Și atunci aprecierea contează enorm și m-aș bucura tare mult dacă ne-ar susține în continuare. Mulțumesc Da. mult de invitație și Păi, sper să fie plăcerea a în fost de regulă partea totul. mea și știi cum este. Eu, dacă v-aș ști programul, v-aș ura succes înainte de fiecare concurs, dar pe de altă parte nu vreau să sune nici că vă bat la cap, știi? Să... Nu, vai, ne ajută foarte mult, nu mă deranjează nici măcar absolut niciun mesaj de la, poate fi de la oricine. Răspund cu drag la toată lumea, nu este o problemă. Chiar îmi place și chiar mă ajută pe mine, chiar mă ajută. Da. Păi, mersi din nou încă o dată și, cum te-am zis, îți țin pumnii și îți urez succes și să se îndeplinească toate dorințele și recordurile care le vrei tu și, cum am zis eu, chiar mai mult îți doresc decât îți dorești tu. Și Mulțumesc frumos. ține legătura și tot îți țin pumnii de fiecare dată. De câte ori am ocazia, o să-ți urez succes sau, dacă s-a terminat concursul, o să vă felicit și pe tine și pe Mihaela și antrenorul vostru, care mulțumesc că are grijă de voi acolo, cum ai zis tu, din toate punctele de privință. Deci, dragi prieteni, asta a fost și pe săptămâna aceasta. Ne întâlnim săptămâna viitoare cu un nou invitat de marcă și stați aproape de sporturile românești, mai ales de cele care nu sunt așa promovate, dar vedeți cât de multe sporturi performante avem, chiar dacă nu sunt promovate, și cu cât sportivi avem cu care ne putem mândri și de care trebuie să ne mândrim și țineți aproape de sportul românesc, că continuă să fie performant, doar informați-vă, pentru că el a rămas acolo la nivel înalt, doar trebuie să știm și să ne informăm. Salutare la toată lumea! Ne întâlnim săptămâna viitoare!